Anual, sute de copii ai statului se întorc acasă. În fiecare vară, la solicitarea părinților sau bunicilor, minori instituționalizați în centre de plasament din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași își petrec vacanța cu familia. Anul acesta, în vacanța de vară, au revenit pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, depinde de solicitări, un număr de 199 de copii, dintr-un efectiv de 1300 cât avem în prezent în sistemul de protecție. Majoritatea copiilor merg în familie doar dacă se solicită acest lucru din partea părinților și dacă asistenții sociali, managerii de caz și cei care se ocupă de ei în sistemul de protecție consideră că acest lucru este benefic pentru ei și nu le periclitează securitatea fizică și psihică imediată. Împreună cu asistența socială de la nivelul localității de domiciliu a părinților se efectuează o evaluare prealabilă a condițiilor de trai, dacă părinții sau rudele respective prezintă garanții sociale, morale și locative pentru a se putea ocupa de copii în perioada vacanței. Din această categorie sunt excluse cazurile de minori abuzați fizic, sexual sau exploatați prin muncă. Marea majoritate a copiilor care s-au întors acasă pentru câteva luni sunt minori ce provin din familii cu venituri foarte mici. Pe de altă parte, micuții statului, ai căror părinți au fost decăzuți din drepturile părintești, au fost primiți pe perioada vacanței de către bunici. Cum îi influențează pe minori reîntoarcerea în căminul părintesc, ne informează psihologul Direcției de Protecție a Copilului din Iași. Pe de o parte este situația copiilor mai mici, cei care atunci când se întorc în cadrul familial se simt foarte bine, se întorc bine relaxați, deconectați, bucuroși că au fost în familie, pe de o parte, dar pe de altă parte problema celor care sunt în perioada preadolescentă și adolescentă, acolo datele problemei se schimbă în contextul că acei copii care au plecat de acolo acum se identifică cu familia, pe de o parte, când se întorc în mediul instituționalizat, se produce o ruptură, e o fractură psihologică care are loc și ei sunt puțin tulburați sub acest aspect, sunt deprivați afectiv și simt, conștientizează, se identifică cu ideea de familie. Și apoi când se întorc e o traumă reactualizată. Potrivit reprezentanților DGASPC Iași, numărul cazurilor de copii care își petrec vacanța de vară în sânul familiilor este în creștere. Anul acesta, aproape 14% din totalul copiilor instituționalizați au avut ocazia să se întoarcă în căminul părintesc.